Acolo m-am întins mâinile pe lemnul de durere și am strigat înaintea tatălui Stamanagol Shamanagraido, iertare de pe lemnul de durere, Stamanagraide, simțește-mă, simțește-mă că sunt în mijlocul tău și cercetez fiecare inimă, cercetez fiecare suflet, Stamanagraide, și iată vreau să vă dau puteri noi. Vreau să vă întăresc, vreau să vă ridic, vreau să vă mângăi și vreau să mă năgraite, să vă dau nădejde sfântă. Aleluia! Pentru că vremurile care vă stau în față, poporul meu, sunt vremuri grele și amanagraite, vremuri de strâmtorare, stiperocantul și maniabel, și fără datorul meu și fără puterea mea, Shamanagraide, nu veți putea să rămâneți, Shamanagraide, în picioare, zice Dumnezeu cel Sfânt. De aceea vă spun, strângeți rândurile, zice Dumnezeu cel Sfânt, Shamanagrantu Shemaniafraidu. Ridicat, Shamanagraide, steagul de birință tot mai sus, zice Dumnezeu cel Sfânt. Dar însă în dimineața aceasta, iată, vreau să vă științez, se parocantur și mania praido, fiecare să-și samana grantur și mania praido, deschidă inima și să-și facă o cercetare lui însuși, zice Dumnezeu cel Sfânt, fiecare să vadă cum stă înaintea mea samana praido, fiecare să vină samana grantur și mania praido, cu căință, Shamanagraide, că încă sunt îmbrăcat în haina de milă și de îndurare. Și încă sângele meu mai poate curăți, zice Dumnezeu cel Sfânt, Shamanagrantu Shemaniavel, iată te cetenștințez, poporule, Shamanagrantu Shemaniavel, inima ta nu-i predată total mie, zice Dumnezeu cel Sfânt. Mai aveți multe lucruri, Shamanagraide, de dezbrăcat și de lăsat, zice Dumnezeu cel Sfânt. Unul care, Siferocanto, nu-mi place, aveți mânie, zice Dumnezeu cel Sfânt. Chiar și unii din familiile voastre vă urâți, Shamanagrantu Shemaniafraidu, căutați să dați mână de împăcare unii cu alții, Shamanagrantu Shemaniafraidu, ca eu să pot să lucrez, zice Dumnezeu cel Sfânt. Vă clevetiți, zice Dumnezeu cel mare și puternic, și iată, Shamanagrantu Shemaniafraidu, aveți mulți Siferocanto, idol străin în inimile voastre, zice Dumnezeu cel Sfânt. O, dacă ați sta de vorbă cu Dumnezeul vostru, cât stați în fața Siferocanto, icoane vorbitoare, câtă binecuvântare aș lăsa peste voi. Într-o clipă aș plădărnici planul vrăjmașului, zice Dumnezeu cel Sfânt. Dar iată, vă iau cu gelozie, vă înștiințez, poporul meu, Shamanagraide, nu luați lucru de apucat, nu priviți, Shamanagraide, Shemaniagraide, la Siferocanto Shemaniafraidu, o făptura care vă vorbește, ci priviți la cel care a vorbit, nu Moise din Rug, Shamanagraide, Shemaniafraidu, Perdomanograndu Shemaniavel, și luați aminte, zice Dumnezeu cel mare și puternic, Shamanagraide, Shemaniavel, zidiți altare în corturile voastre și iată, nu lăsați să stingă focul de pe altare, ridicați rugăciuni fierbinți cu lacrimi și cu post și cu rugăciune pentru odraslele voastre, zice Dumnezeu cel Sfânt. O, dacă ați ști ce vrea vrăjmașul să facă, Shamanagraide, vrea să-i smulgă din mâinile voastre, Shamanagraide, vrea să le strice inocența care am pus-o în ei și să-i facă niște roboți, Shamanagrantu Shemaniafraidu, cel ce va lua minte, zice Dumnezeu cel Sfânt, mamelor, Shamanagraide, vărsați lacrimi fierbinți, Shamanagraide, taților, învățați-vă odrasele, fiți preoți în corturile voastre, Shamanagrantu Shemaniafraidu,
ca eu să-mi fac numele de slavă, să nu se piardă niciunul dintre acei micuți, zice Dumnezeu cel mare și puternic. Mai vreau să vă înștiințez și pe voi, zice Dumnezeu cel sunt, care sunteți păstorii poporului meu, căutați oile mele rătăcite, căutați oile bolnave, căutați pe cei căzuți, să mă nagai dintre vari și aduceți-i în harul de poposire, să mă nagai de efragote, parocantuși și maniavel, căci vine vremea și nu-i departe, zice Dumnezeu cel sunt, când iată si parocantuși și maniavel, voi să mă nagai de trage linie și voi trece oile mele pe sub toiag la număr mărătoare, zice Dumnezeu cel sunt, și dacă va fi una lipsă, va da socoteală, zice Dumnezeu cel sunt. Faceți să mă nagrai pe lucrul acesta și mai aduceți suflete la mântuire, vestiți vestea bună mântuirii până să mai poate, căci vremurile sunt grele, iată vă vor închide să mă nagrantul și mai neagol și vor să mă nagrai de obliga la lucruri care nu sunt plăcute mie. Dar cel ce va răbda să mă nagrantu și maniavel până la capul și să va împotrivi până la sânge, zice Dumnezeu cel sunt. Iată, eu am dat totul să mă nagrantu și maniavel și sângele și viața și trupul să fie zdrobit, zice Dumnezeu cel sunt. Răbdați și voi să mă nagraite, ca să aveți parte să faravol și mă nagraite de veșnicia care v-am pregătit-o să mă nagraite după aceste încercări, că nimic în dinaș spurcat nu va intra în împărăția cerului. Cel ce va răbda până la sfârșit va primi cu una nevestejită a vieții, zice Dumnezeu cel sunt, șamana Graide, șemania Fraidu, și o haină albă de mireasă, ca să se bucure dinpreună cu cel șamana Graide, care va chema, zice Dumnezeu cel sunt. Iată șamana Grantu, șemania Fraidu, în dimineața aceasta vreau să fac o scăldătoare locului. Paroman, corare, iubitratul și maniavel și voi vindeca trei suflete și ca să vedeți că Dumnezeu s-a prezentat la lucru în face vouă. Amin.